Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Dacă Mircea Rednic a fost dat afară de la Dinamo, asta înseamnă că se schimbă soarta multor jucători trecuți pe lista neagră să fie puși pe liber în această iarnă. Excluși din lot la începutul lunii de puriul, Steliano Filip și Cosmin Matei sunt primii reprimiți la echipă de noul antrenor Flaviu Stoican. Stoican e un antrenor care știe să facă atmosferă bună, a mărturisit Filip în exclusivitate pentru ProSport. Nu comentez plecarea lui Mircea Rednic. Tot ce îmi doresc e ca echipa să-și revină. Flaviu Stoican este un antrenor care știe să facă o atmosferă foarte bună. Eu am mai lucrat cu el la Dinamo și a avut rezultate foarte bune. Este tot ce pot spune. Jucătorii care vor să se mai certe cu arbitrii în timpul meciurilor vor trebui să se gândească de două ori la ce scot pe gură. Ișvan Kovac a mărturisit că înregistrează în cască toate partidele la care se află la centru și a demontat acuzația lui Cristian Săpunaru după derbiul pierdut de Rapid cu FCSB, când a spus că a fost amenințat de Kovac că va fi dat afară din țară. Și la FCSB Dinamo m-au amenințat din primele minute jucători că vezi ce faci, că mă duc la presă și declar anumite chestii despre tine. Dacă CCA sau FRF vor să facă publice înregistrările, nu am nicio problemă, ne-a dezvăluit Ișvan Kovac. Am învățat din aceste scandaluri și mi-am propus ca să înregistrez fiecare partidă la care sunt trimis, la care sunt delegat, ca să demonstrez tuturor că nu sunt eu băiatul cel rău, ci jucătorii care mă provoacă. Mi s-au pus cuvinte în gură pe care nu le-am folosit. Și să spunem că asta m-a deranjat un pic. Pe mine este suficient să mă creadă Comisia Centrală a Arbitrilor și Federația Română de Fotbal. Și asta e cel mai important pentru mine. Dacă ei o să decidă că vor să facă publice aceste înregistrări, eu n-am nimic împotrivă. Aceste înregistrări sunt făcute și la UEFA, la toate meciurile internaționale. Deci nu este nimic împotriva legii. Meciul a fost înregistrat, nu Cristian Săpunaru neapărat, dar meciul. Și tot ce a vorbit... Pentru că acela a fost momentul. Eu am ascultat înregistrarea și într-adevăr se aude tot conversația dintre mine și dânsul. Probabil a existat și o frustrare din partea jucătorului pentru că s-a pierdut meciul pe o greșeală de a lui. Mă rog, intervenția lui, nu greșeală, adică oricine poate să facă greșeală din timpul jocului. N-am ascultat în totalitate interviul lui, dar din ce mi s-a transmis, nu asta a încercat să spună, dar unii au speculat și s-a ajuns până aici. Cu Cristian Săpunaru am avut întotdeauna o relație bună pe terenul de joc. Este un lider adevărat. Nu m-am așteptat din partea dânsului să spună acest lucru. Jucătorii speculează pentru că au fost antecedente în care... V-am mai spus, știți foarte bine, am greșit odată, am recunoscut, i-am cerut scuze. Cu Florinel Comandere refer. Exact. Am întâlnit și la meciul respectiv de la Dinamo Steaua, să știți foarte bine că asta nu s-a discutat până acum. Jucătorii din primele minute m-au atacat spunând că vezi ce faci, că o să mă duc la presă și o să declar anumite lucruri despre tine. Din minutul 10 sau din minutul 15. S-a întâmplat. Nu vreau să dau nume, oamenii știu foarte bine cine mi-a spus. O să știți și dumneavoastră despre ce este vorba. Eu nu pot să stau să povestesc și să le explic jucătorilor 5 minute decizia luată. Pentru că nu asta este recomandarea nici UEFA, nici CCA. Jucătorii mă cunosc de 15 ani sunt acolo. Dacă în acești ani nu au reușit să mă cunosc, îmi pare rău. Wallace Alves da Silva a ajuns în România în 2011, iar la 32 de ani își trăiește cea mai bună perioadă a carierei la CSA Steaua. Dar nu totul a fost roz pentru brazilianul, care are deja 3 operații la activ și un total de 3 ani fără a putea juca fotbal. De absolut fiecare dată, Daniel Oprița a fost antrenorul care l-a luat la echipele pe unde activa și a avut răbdare ca fundașul să reintre în circuit. Este cel mai important antrenor din cariera mea, e recunoscător Wallace. Opriță mi-a dat încredere, toți de acolo au avut încredere în mine și eu spun că a fost unul dintre cele mai bune sezoane, pentru că și acum la Liga a doua am jucat toate meciurile, sunt singurul jucător de la echipă care a jucat toate meciurile și toate minutele. Pentru mine este un, cred că cel mai important antrenor din cariera mea, având în vedere că și când m-am dus la Juventus, la Liga 3,
știți bine, am avut problemele alea cu accidentări care trecusem și pe la Rapid și, și el a avut încredere în mine după 3 operații și mi-a luat acolo și ușor, ușor mi-am revenit, am jucat la Liga 1. El a reușit să, să zicem, să facă pe mine să reintru în circuit după ce trecusem pe perioada aia foarte grea la Rapid. A plecat atunci un pic la Slatina, am avut atunci 3 operații, una după alta. El m-a luat la Liga 3 atunci la Juventus. Atunci eu chiar nu puteam nimic, nici nu credeam că mai pot să joc fotbal. Și le-a avut răbdare cu mine. E prima dată în carieră când te simți cu adevărat fotbalist, cu așa suporteri și pe un așa stadion? Da. Sincer, da. Nicolae Constantin încearcă să fie temperat după ce nu mai contenesc laudele la adresa sa după prima parte de sezon senzațională făcută de Petrolul. Merită o promovare acest oraș. Eu nu însemnam nimic ca antrenor până aici și sunt sigur că sunt și unii care vor să-mi rup gâtul, s-a destăinuit tehnicianul. E doar o performanță intermediară, ca să spun așa, pentru că doar la vară putem să tragem linie și să spunem că ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit obiectivul. Suntem obligați să ținem ritm și să facem tot posibilul să promovăm, pentru că echipa asta, orașul ăsta merită promovarea asta, așteptată de lume de e al patrulea an deja și cred că ar fi timpul ca Petrolul să joace în prima ligă. Eu ca și antrenor nu însemnam nimic până la momentul ăsta, adică aproape nimic. Cariera mea de antrenor principal a fost foarte scurtă, la echipe nu foarte importante și e normal ca lumea să nu te privească cu încredere. Sunt sigur că în momentul ăsta mulți din cei care au spus vorbe mai puțin frumoase regretă sau le pare rău. Mai sunt unii care în continuare cred că și-ar dori să-mi rup gâtul, ca să spun așa, pentru ca vorbele lor să devină adevărate, să se adeverească. În sala de trofee a CS Dinamo a avut loc gala de premiere a celor mai meritorii sportivi ai clubului, cu medalie de aur la Jocurile Olimpice și la Campionatul European în proba de dublu vâsle, Ancuța Bodnar a fost aleasă sportiva anului la Dinamo. La ceremonie au fost prezenți ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, dar și președintele CSR, Mihai Covaliu. Echipa anului a fost desemnată trupa lui Xavi Pascual, campioana României și participantă în Liga Campionilor la handbal masculin. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți cu bine!